Salut, balanțe! Voi face citirea tarotului voi face citirea oracolului Lenormand pentru relații, o femeie, pentru luna august. Este o citire generală. Pentru o femeie cu ascendent, zodie, sau luna plină în balanțe. În fața voastră este o persoană, un prieten loial, o persoană care vrea să vă ajute, să vă susțină legat de o călătorie pe care o să o faceți la o instituție. Deci aveți această persoană în fața voastră, vă susțineți reciproc, un prieten loial. Această călătorie poate să fie legată de niște bani sau de o afacere sau de bunuri și de decizia pe care o dă această instituție sau înștiințare. În spatele vostru este o schimbare, o schimbare față de sentimentele de iubire pe care le-ați avea față de o instituție sau vă afectează relația cu această instituție sentimentele voastre de iubire, dar aveți o schimbare în aceste sentimente. Fie că sunt ale voastre, fie ale altcuiva. Dar o instituție ia niște decizii sau vă dă o schimbare influențată de iubire. Această influență este legată și de o reușită socială sau profesională a voastră. Reușita profesională, socială, este influențată și de acest prieten loial care vă ajută. Dar mare atenție în această ascensiune, în această dorință a voastră să ajungeți la o finalitate, puteți avea un accident. E o lună în care atât Marte cât și Uranus indică acest lucru, aceste situații. O să vedeți la oroscop. Deci trebuie să fiți foarte prudenți. Puteți avea un accident, puteți avea o finalitate, o încheiere
pentru voi aici nu este o relație, deci am putea spune că schimbarea poate să vină tocmai din sunt aici trei arcane care arată sfârșit, operație sau accident și schimbare. Deci ceva trebuie să fiți foarte atenți. Este legat ori de voi, ori de o persoană apropiată vouă. De o călătorie trebuie să fiți atenți. Dacă plecați într-o călătorie, s-ar putea să fie un final pentru cineva. Deci, aceste trei arcane nu sunt deloc de bun augur, știți, pentru balanțe. Trebuie să fiți foarte atenți cu această călătorie și cu această dorință de a avea o reușită socială, o reușită profesională, s-ar putea să vă aducă niște probleme. Instituția poate fi și cum să spun, și un spital, dar și poliție. Deci, orice instituție. Nu numai ne gândim imediat la judecătorie, poate să fie și spital, și poliție, și orice. Dar cele trei cărți sunt, nu sunt benefice deloc. Trebuie să fiți foarte prudenți în această lună. Să vedem pentru un bărbat cu ascendentul zodia în balanță. Pentru un bărbat. Ascendent, zodie, în balanță. Relațiile pentru luna august. Pentru un bărbat, aveți în fața voastră o schimbare. Trebuie să alegeți, deci fapt, o alegere între două drumuri diferite. Este o alegere pe care o faceți probabil legat de o femeie. Această alegere va fi rămâneți cu ea sau nu. Veți fi influențați de un prieten, iar prietenul la rândul lui de o femeie vicleană. Deci trebuie să fiți atenți la această alegere. Întotdeauna zicem, alegem lanțul de flori sau lanțul de fier. Deci trebuie să alegeți întotdeauna lanțul de flori, adică iubirea, nu dorința de bani sau de influență pe care ați putea să o câștigați prin relația pe care ați putea să o aveți. Nu sunt sentimente de iubire, să știți, între voi și această femeie. Este o alegere care să vă aducă o fixare, o ancorare, o stabilizare. Am zice, poate să fie o femeie care are o anumită poziție socială sau venituri sau stabilitate.
Și voi aveți de făcut această alegere. Dacă alegeți să fiți alături de această femeie și să aveți o ancorare, o fixare într-o situație, sau nu, veți alege un prieten care arată loialitate, dar care este foarte influențat de o vulpiță. O femeie vicleană, roșcată, care știe tot timpul să influențeze pe ceilalți așa cum își dorește ea. Și poate să vă influențeze și pe voi. În fața vulpiței este o călătorie. Vulpița speră să călătorească, speră să facă o călătorie de afaceri, să obțină un succes, să fie o reușită pentru ea. Dar vouă nu prea vă interesează dorința vulpiței și nici speranța aceasta. O lăsați cumva în al doilea plan, voi vă hotărâți să faceți o alegere. Și s-ar putea să fie alegerea voastră legată mai mult de această femeie cu care s-ar putea să călătoriți, să plecați într-o călătorie, concediu, călătorii, poate să fie și o călătorie de afaceri. Prietenul vă arată mai mult o reușită socială între voi. Este această reușită socială, dorința de a împlini ceva, din punct de vedere profesional sau social. Această speranță vă interesează și pe voi, dar din punct de vedere social, profesional, fiindcă dă o stabilitate. Vă dă o stabilitate profesională, o stabilitate socială, adică aveți un anumit statut social. Statutul ăsta social pe care vi-l dă este legat și de această femeie și de alegerea pe care vreți să o faceți. Aceasta ar fi citirea. Vă doresc o lună august frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.